Încă 52 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 au fost înregistrate în județul Mehedinți în ultimele 24 de ore. Pandemia de coronavirus nu se oprește și face în continuare victime. De la începutul pandemiei și până în prezent, peste 4.000 de mehedințeni au fost infectați cu SARS-CoV-2. În Mehedinți, rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori a depășit cu mult 1,5. În ultimele 24 de ore s-a înregistrat o valoare de 1,91. Tot de la ultima raportare, alte 52 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 au fost înregistrate la nivelul județului. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea: 838 persoane se află în carantină la domiciliu, 123 persoane sunt internate, 506 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost înregistrate 34 cazuri noi de îmbolnăvire și 2 decese. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 în județul Mehedinți este de 1,98 la 1000 de locuitori. Cele mai afectate 4 localități unde rata incidenței cumulative a depășit 1,5 la 1000 de locuitori sunt următoarele: Drobeta, Turnu Severin 3,37, Strehaia 3,08, Bâlvănești 2,89, Orșova 2,58.